România este pregătită să intre în spațiul Schengen. Nu o spun doar autoritățile de la noi, ci și membrii Comisiei Europene care au făcut public raportul de evaluare al țării noastre. Așteptarea a fost prea lungă, este timpul să le spunem bun venit, susține Comisarul European pentru Afaceri Interne. Pe 8 decembrie, România va afla dacă se alătură spațiului Schengen. Now is the time to include 3 more. So today I present a communication on a stronger Schengen with full participation of Bulgaria, Romania and Croatia. It's high time to say welcome. It's high time to say bine ați venit. România este așadar cu un pas mai aproape de spațiul Schengen. Comisia Europeană a publicat raportul de valoare a României după ce în țara noastră au venit mai multe comisii și au verificat dacă îndeplinim condițiile de aderare. Bulgaria, Romania and Croatia have strongly proven that they have met all these conditions. They have the tools, structures and procedures in place to manage external borders, including possible security threats. Decizia finală va fi luată pe 8 decembrie la Consiliul de Justiție și Afaceri Interne. Schengen is Europe. These 3 member states deserve to feel fully European. The wait has been long, I should say too long. Oficialii români, dar și cei europeni spun că țara noastră este pregătită să intre în spațiul Schengen încă de acum 11 ani. Este o confirmare încă o dată a faptului că România este pregătită din punct de vedere tehnic să adere la spațiul Schengen, dar este în același timp și un mesaj foarte puternic din punct de vedere politic. Comisia Europeană a reconfirmat astăzi că România este gata și trebuie să intre în Schengen. Noi îndeplinim criteriile încă din 2011. Suntem pregătiți să ne îndeplinim responsabilitățile și să facem parte din Schengen ca simbol al unei integrări europene aprofundate. A scris Nicolae Ciucă pe contul său de Twitter. Până acum, Olanda s-a opus vehement aderării noastre la Schengen, însă autoritățile române spun că până pe 8 decembrie speră ca Olanda să accepte ca România să fie parte din comunitate. Spațiul Schengen înseamnă un spațiu european fără frontiere, iar din ele fac parte în prezent 26 de țări.